Cei care sunt în vârstă spun că în ziua de astăzi cu greu îți întemeiezi o familie, iar cei tineri mai au multe de învățat. Și asta pentru că într-o societate ca cea actuală, unde ispitele de orice gen sunt la tot pasul, iar starea materială ocupă un loc important într-o familie, duc uneori la eșec. Față de anul trecut, în 2015, au fost mai multe cupluri care au ales să-și unească destinele în fața ofițerului de stare civilă. Însă și numărul divorțurilor este ceva mai mare față de 2014. Cuplurile care au ales să spună da în fața ofițerului de stare civilă au fost în număr de 312 față de 305 înregistrate anul trecut. Nu a fost o creștere semnificativă. De asemenea, cuplurile care au ales să divorțeze pe calea administrativă în fața ofițerului de stare civilă au fost în număr de 17 anul acesta față de 15 în 2014. Media de vârstă acestora este cuprinsă între 23 și 35 de ani și condiția ca să divorțeze în fața ofițerului de stare civilă este să nu aibă copii minori. Dacă au copii minori, aceștia se adresează notarului sau judecătoriei. Nu este de mirare că vârsta celor care au ales să se despartă și să divorțeze este cuprinsă între 23 și 35 de ani. Poate lipsa de experiență, lipsa valorilor sociale, tradiționale sau religioase fac ca tot mai multe căsnicii să fie de scurtă durată. Cei care nu au copii minori și vor să renunțe la statutul de soț sau soție trebuie să fie conștienți înainte de a face acest pas și costurile sunt pe măsură. Cei care vor să-și ia adio și înscris de la persoana iubită trebuie să scoată din buzunar o taxă de 500 de lei. Cu toate acestea, legea le oferă și un regaz de 30 de zile după depunerea cererii de divorț, în timp ce pentru căsătorie îndrăgostiții plătesc între 23 și 58 de lei în funcție de ora la care este programată ceremonia. Aceștia au un termen de 30 de zile pentru reconciliere sau retragerea cererii. Dacă aceștia își mențin cererea de divorț, în 5 zile după expirarea acestui termen au certificatul de divorț. Au fost și cazuri când s-au răzgândit, dosarul se clasează și aceștia și iau înapoi actele de stare civilă, rămân căsătoriți. Cei mai în vârstă spun că secretul unei căsnicii de durată ar fi comunicarea urmată de încredere și iubire sinceră. Nu mulți știu însă să aprecieze aceste calități, pentru că până la urmă, în ziua de astăzi, aceste trăsături într-o relație au devenit tot mai rare. Să desparte oameni bătrâni pentru puștoici, că alea sunt moderne. Nu pot să mai vorbesc. Care credeți că e secretul unei căsnicii reușite? Înțelegerea. Și joacă încrederea un rol important? Joacă. Dacă îți prezintă garanție persoana. Dumneavoastră sunteți căsătorit? Da. După câți ani? Câți ani aveți? Da. O mai iubiți? Păi de ce să nu o iubești? Cred că motive financiare, infidelitate, lipsă de sinceritate într-o relație. Sunteți căsătorit? Da. După câți ani? Câți ani aveți? 14 ani. Secretul unei căsnicii reușite? Lipsa de acasă. Ne certăm mai puțin. În sărăcia asta, neajunsurile. Da. Și alte motive, cam care ar mai fi? Păi este, bani. Care e secretul unei căsnicii reușite? Înțelegere. Comunicare. Asta. Comunicare, înțelegere. Asta. Păi iubiți soția? Păi bineînțeles, dacă nu, nu mai stăteam cu dânsa. Bani. Ziceți? Doar atât? Sunteți căsătorită? Sunt. De câți ani? Și care e secretul unei căsnicii reușite? Să lăsăm unul de la altul, să ne înțelegem. Iubirea,